Bun găsit din studioul Business de ISTV, sunt Laura Dragomir. Despre desegmentare profesională vorbesc în cele ce urmează cu Petre Nicolae, General Manager CBC România. Bun găsit, mulțumesc foarte mult! Bun găsit, Laura! Desegmentarea profesională, ați scris foarte mult, ați vorbit foarte mult în public despre acest fenomen, un fenomen de regresie. Cui se aplică sau cine îl trăiește și în ce condiții? Până, să spunem, acum câțiva ani de zile, aproximativ 5 ani de zile, era valabil doar în cazul directorilor care, să spunem, au crescut odată cu compania și au ajuns să ocupe funcții foarte importante în ierarhia unei organizații, cum ar fi director general, director executiv sau CEO. Acum, mai nou, se întâmplă și ownerilor sau acelor directori care au plecat și au deschis o afacere, au plecat dintr-o companie și au deschis o afacere și pentru că afacerea respectivă nu a mai funcționat, la momentul în care au vrut să se reîntoarcă din nou, să spunem, să se angajeze, le-a fost foarte, foarte, foarte greu și ei au intrat într-un proces de segmentare. Să definim două aspecte pe care ați menționat. Au crescut odată cu compania. Ce înseamnă a crește odată cu compania? A crește odată cu compania înseamnă a, să spunem, parcurge toate etapele pe care, să spunem, le poate parcurge un general manager de la, să spunem, o funcție de, nu știu, asistent sau salesman sau orice funcție de bază, să treacă prin toate etapele până la director general într-o companie. Cel mai grav este faptul că ei nu și-au consolidat toate competențele în timp ce au urcat. Aici este problema, pentru că poți să crești odată cu compania și să crești... Ceea ce nu este rău. Ce nu este rău. Așadar, nu și-au consolidat toate competențele. Toate competențele și expertizele profesionale, ce așa este. Ce ar fi trebuit să facă pentru ca, ajungând în poziția de general manager, dacă vorbim despre ei, să nu intre în regresie profesională, în desegmentare? Dacă ne vorbim, dacă, să spunem, ne referim în mod clar la un angajat, atunci el ar fi trebuit să aibă un plan de gestionare a competențelor și a carierei profesionale, care să-l ajute pe el să-l direcționeze într-un fel, ca fiecare pas pe care îl face, să aibă în spate consolidat printr-o competență, să spunem, care să și fie certificată într-un fel. Competența așadar pe care să o obțină accesând cursuri... Cursuri de formare, sigur, în general cursuri de formare, dar sunt și academii interne, unde printr-un proces, să spunem, de mentoring pot acumula, pot achiziționa competențe strategice necesare, să spunem, unei performării pe posta unui angajat. Din păcate, eu nu fac asta. Cel mai grav este că ei confundă rutinele din organizație cu competențele. De regulă, o companie își face propriile rutine pentru a putea să funcționeze în mod normal. Tendința naturală noastră este să asignăm sau, dacă vrei, să ne folosim de aceste rutine și la un moment dat să le validăm ca și competențe. Și asta o vedem numai în momentul în care plecăm într-o altă companie, în care cineva ne evaluează, ne dăm seama că este o diferență, un ecart foarte mare dintre un profil al postului și competențele achiziționate până în acel moment. Și atunci avem un șoc. Dacă ne angajată este bine, dacă nu, de regulă intrăm în acest proces de desegmentare care este caracterizat prin faptul că nu ne mai găsim un job care să poată să fie la nivelul așteptărilor noastre. Nu își mai găsesc un job în momentul în care au ajuns într-o poziție foarte importantă, nu și-au consolidat competențele, așa cum a spus, și la un moment dat compania, din diverse motive, se dispensează de el. Nu Absolut. Mai consideră util pentru că nu mai consideră pregătit, din câte am înțeles. Mai mult decât atât, întotdeauna lipsa de pregătire este însoțită de un fenomen de burnout, în care oamenii chiar... Este vorba pur și simplu de o solicitare psihică excesivă, în care omul chiar nu mai poate să facă față, indiferent cât de bine cunoaște rutinele din companie. Și atunci el intră în acest fenomen de desegmentare. Eu nu sunt mare fan statistici, pentru că niște cifre așa de sine stătătoare nu prea ne spun nimic, însă cu siguranță s-au făcut și în acest domeniu anumite statistici și poate povestiți măcar de un caz concret, desigur, fără nume, a ajuns, compania s-a dispensat, a crescut odată cu compania fără a se consolida ca pregătire și pe un salariu probabil foarte, foarte mare de altfel. Foarte mare de altfel și deodată este descoperit. Ce face în continuare? Pentru că bănuiesc că el, crescând odată cu compania, având un statut în mintea lui cel puțin, sau era validat până la un punct, având un salariu foarte important, avea și un stil de viață
pe care nu și l-ar permite oricine. Este foarte adevărat. Chiar avem un studiu de caz. Am cunoscut pe cineva care a apelat la mine pentru a-l plasa, pentru a-l recruta, a-l selecta pentru un client de-al meu. El vrea să ocupe o poziție de director general. Până atunci ce se întâmplă? Lucraseră de aproximativ 20 de ani într-o companie, o companie care fabrica vopsea. A crescut learning by doing, pas cu pas, până a ajuns la acea poziție. Bineînțeles că a trebuit să își creeze propriile rutine pentru a putea să conducă o companie atât de mare. El, cunoscând foarte bine toate procesele de fabricare a vopselurilor și așa mai departe, venind la mine, i-am pus o întrebare foarte simplă și anume dacă el a realizat vreodată o strategie. Clientul meu avea nevoie de un om care să știe să facă o strategie. Și el a spus, da, bineînțeles că da. Puteți să-mi spuneți cine a realizat strategia, spre exemplu, de business a companiei? Păi eu, ca director general, și directorii de funcțiuni implicați în asta, directorul de vânzări sau directorul comercian, directorul de marketing, cu alte cuvinte, ați parcurs niște etape, corect? Corect. Puteți să-mi spuneți care sunt etapele pe care le-ați parcurs din momentul în care a stabilit strategia și până la implementarea ei? Din momentul acela, omul s-a folosit de, să spunem, o expresie cronofagă și totodată evitantă, și anume îmi pune o întrebare simplă, anume, în care îmi spune, chiar vreți să vă spun teoria asta? Păi zic, lăsați-mă să înțeleg. Sau chiar sunt bulversat în momentul ăsta. Mi-a spus că ați parcurs niște etape, corect? Corect. Asta înseamnă că au fost practice, da? Acele etape vreau să mi le spuneți. A roșit, după care se uită la mine și îmi spune, am pierdut acest job, nu? Da, este adevărat. Ce se întâmplă? Și am explicat foarte clar că este într-un proces de segmentare profesională și bineînțeles că a urmat un proces de resegmentare care a durat aproximativ 2 ani de zile. Dar după 2 ani de zile el și-a reluat, să spunem, poziția pe care o avea, salariul imens de care vorbim, atunci el avea în jur de 6.800 de euro pe lună, plus niște bonusuri care mai erau, să spunem, în jur de 5-6 salarii pe an. Dar ceea ce este foarte important este că toate costurile lui, cheltuierile lui de zi cu zi lunare erau de 6.800 de euro. Ăsta era și motivul pentru care el a plecat din job, spunându-i patronului că își dorește o mărire de salariu. Iar patronul i-a spus, îmi pare foarte rău, nu pot să fac asta, dacă vrei să pleci, pleci. La care, din glumă, el a plecat și așa a rămas. Ați povestit despre un caz fericit, toate cazurile, pentru că statisticile spun cumva altfel, pentru că cam în cât timp își găsește un desegmentat profesional, un job la același nivel de la care a plecat. Dacă nu face nimic să-și acumuleze sau să-și, să spunem, achiziționeze competențele, durează cam 4 ani și numai în contextul în care găsește pe cineva care, pur și simplu, cu ghilimele de rigoare, să-l păcălească, să-l angajeze. Cu alte cuvinte, sau să aibă încredere foarte mare. Sau, dar la salariile astea nu cred că găsești pe cineva care să-ți plătească un salariu atât de mare și să îți cumpere doar încrederea. Nu, din păcate, ei nu-și mai găsesc de muncă. Este trist. Intră în acest fenomen de burnout. Mai mult decât atât, pot intra într-un, să spunem, proces de depresie, ceea ce este cumplit, mai ales pentru bărbați. Femeile își revin cu ușurință, dar bărbații cu foarte mare greutate. Nu-și revin decât numai dacă își dau seama că trebuie să intre într-un proces de resegmentare profesională. Altfel, din păcate, nu fac altceva decât își plâng de milă sau o categorie, și tot spune mereu, este foarte clar, la toate interviurile și nimeni nu mă ia, toți îmi spun că sunt overqualified, că sunt extraordinar de bun, dar nimeni nu mă ia. Deci, practic, nu-și spune, sunt nicio problemă, nu-și spune. Trăiesc într-o bulă lor imaginară, acolo, da, neavând contact cu realitatea. Ați spus 20 de ani, o cifră absolut minunată, și vă întreb, cu cât mai mare este timpul în care el a crescut, persoana respectivă a crescut odată cu compania până a ajuns la o poziție superioară, cu atât mai pronunțată este desegmentarea profesională? Își găsesc mai ușor un job dacă această desegmentare, deci faptul că nu le-a păsat ca să își consolideze sau competențele, știut, pur și sau simplu. N-au știut, dacă această distanță este mai mică, acest timp este mai mic, înseamnă că își revin mai ușor? Nu neapărat. Depinde de fiecare om în parte. Sunt oameni care au, să spunem, o vârstă, nu știu, înaintată, 50 de ani, ceea ce înseamnă foarte mult pentru un om care trebuie să fie activ în câmpul muncii. Dacă este foarte deschis și dacă are capacitatea de a o lua de la zero, cu siguranță lucrurile stau
altfel. Numai că, din păcate, din cei care au crescut odată cu compania, 90% intră în proces de resegmentare și doar 40% reușesc să-și găsească din nou un job după ce intră 40% în proces. 40% din cei 50%. Din cei 50%, da. Am vorbit până acum despre cei care au crescut în cadrul unei companii. Ați mai spus despre încă o categorie, cei care părăsesc companiile, performează pe cont propriu ca antreprenori și apoi, din diverse motive, piața nu mai funcționează, afacerea lor nu mai funcționează, nu au avut o strategie, vor să se reîntoarcă, da? Ca am un exemplu, angajați. Am din nou un exemplu. Ei diferă față de ceilalți? Doar prin faptul că sunt foarte frustrați și se adaptează mult mai greu. De ce se adaptează? În momentul în care se angajează la un antreprenor, vă dați seama că îi vinează toate greșelile și își spune, Doamne Dumnezeule, eu care am lucrat într-o companie multinațională și n-am reușit să-mi construiesc o companie, cum a reușit omul ăsta care are studii medii sau care, să spunem, are un nivel de educație foarte precar? Cu alte cuvinte, sunt foarte frustrați. Asta e și motivul pentru care cu greu își găsesc un loc de muncă. După ce nu mai funcționează... Exact, da. După ce, din momentul în care au plecat, dar ce se întâmplă? Poate că ar trebui să spunem puțin cum ajung ei în situația asta. De regulă, este vorba de un director general la o companie multinațională sau chiar națională care lucrează cu distribuitori și care la un moment dat își dă seama că poate să facă mai mulți bani decât jobul pe care îl are, pentru o perioadă scurtă. De ce? Distribuitorii apelează la el. Distribuitorii ei cred că dacă fac o astfel de achiziție, le vor crește cifra de afaceri foarte repede. Merg acolo și pentru că ei nu au o abordare foarte sistemică, însemnând să implementeze procese, sisteme, ci nu altceva decât rutinele din compania respectivă, se rezumă doar la a le stabili obiective, doar la a face, să spunem, stabili un indicator de performanță, fără să implementeze, de a le face fișe de post, lucruri foarte simple, iar antreprenorii își dau seama că plătesc foarte mulți bani pentru un om care nu produce atât cât s-au așteptat ei. Și atunci e clar că nu le mai plătește facturile, pentru că de regulă ei sunt plătiți pe firmele lor. Și într-o perioadă de 2 ani de zile, ei reușesc să-și crească cheltuielile, își cumpără case, merg peste tot, vizitează toată lumea, iar în momentul în care nu mai pot fi utili într-o companie, atunci nu, și nu le mai sunt plătite facturile, ei stau acasă și nu mai au ce să facă. Își caută de muncă, nu-și mai găsesc, decât numai dacă reușește sau dacă reușesc să găsească pe cineva pe care pur și simplu cu ghilimele de rigoare să-l păgărească și să-l angajeze. E singura șansă. Să vorbim despre, am spus, partea întunecată, da, a acestei probleme. Să vorbim despre partea luminoasă. Cum putem să nu ajungem într-o astfel de situație? Ca angajat sau, da, ca general manager într-o companie, după ce am parcurs tot pașii, pe de-o parte, și ca antreprenor, pe de altă parte. Ca antreprenor. Păi sunt aceleași etape. În sensul că, mai întâi de toate, trebuie să știm, să avem o viziune foarte clară de ce vrem să facem cu viața noastră, unde vrem să ajungem, dacă vrem să devenim antreprenor sau dacă vrem să spunem, să facem o carieră de succes sau o combinație. Nu știu, o carieră de succes până la o anumită vârstă și antreprenor după, ceea ce este ideal să se întâmple. Și atunci trebuie să mergem la un specialist care să ne facă un plan de gestionare a carierei, în care să ne spună care sunt competențele de care avem nevoie, certificările, expertizele, să spunem, după care să intrăm într-un proces de formare, de achiziție de competență și să le putem consolida în companiile unde lucrăm, implementându-le prin acele proiecte pe care trebuie să le realizeze fiecare manager. Și dacă facem acest lucru, iar în spate, să spunem, consolidăm totul cu certificări, este imposibil să intrăm în procesul de segmentare. La fel este valabil și pentru un owner, în sensul că el are nevoie de niște competențe fundamentale în organizație. Dacă, să presupunem, nu știu, el nu este director general, ci este doar președintele companiei, are nevoie de un director general, ca să poată să-l valideze pe respectivul, sau un director de resurse umane, sau un CFO, un director financiar, ca să poată să-l valideze, el are nevoie de niște competențe, pentru că altfel va trebui să aibă încredere maximă în acei oameni, iar dacă oamenii respectivi sunt profesioniști, totul merge bine, dacă nu sunt profesioniști, atunci totul e sortit eșecului. Și atunci el ce trebuie să facă? Să intre din nou într-un proces de, să spunem, achiziție de competențe, astfel încât să-l ajute să gestioneze relația cu oamenii din subordine. Vorbim despre competențe, vorbiți despre competențe, concret. Ce reprezintă aceste competențe? Așa auzim, par noțiuni abstracte.
Și la modă. Dar utile. Păi competențele sunt niște însușiri dobândite într-un mediu formal care te ajută să excelezi pe un post. Am să vă dau un exemplu de o abilitate, pentru că este opusă, și o competență. Abilitatea, spre exemplu, este o însușire nativă, cum ar fi abilitatea de a comunica cu oamenii. Sunt oameni care au această abilitate nativă de a comunica, de a interrelaționa cu toți cei din jur, care, în general, această abilitate nu ține nici de studii, ci doar de capacitatea de a crea relații, de a le consolida, de a comunica cu oricine și oricând. Sunt oameni care nu au această, să spunem, capacitate nativă și atunci trebuie dobândită în mod formal. Cum ar fi, cum s-ar numi, spre exemplu, competențe de comunicare? Fiecare competență de comunicare, ea are niște criterii prin care putem să o validăm. Cum ar fi în comunicare tehnici de ascultare, de care toată lumea vorbește, sau tehnici de interogare, sau tehnici de feedback. Cu alte cuvinte, însușiri dobândite, care ne ajută pe noi să performăm chiar și atunci când nu avem abilitățile native pe care ar trebui să le avem fiecare om în parte. De aceea este important, oricât de înzestrat ai fi cu abilități, este important ca să ți le și organizezi și să ții competențele sau pentru a putea performa. Pentru că excela altfel, chiar. Excela, dar acum depinde care este abilitatea ta înăscută până la urmă. Pentru că ce se spune, omul potrivit la locul potrivit sau să faci ceea ce ai fost înzestrat este foarte important. Și asta important. Se poate identifica, este foarte ușor. O evaluare aprofundată a unui angajat poate să scoată la iveală abilitățile, competențele, expertizele pe care le are, potențialul lui neexploatat și să comparăm cu profilul postului. Și în felul ăsta vedem care este ecartul, distanța dintre profil și ceea ce avem noi, fiecare dintre noi. În concluzie, desegmentarea profesională este un fenomen care se răspândește sau deja a început să fie conștientizat și astfel limitat? Din păcate nu este conștientizat, la o scară foarte, foarte mică. Și îndeajuns să putem să oprim, să spunem, acest fenomen în următorii 5 ani. Ca să vă dau niște statistici, din 10 oameni care ocupă poziții de top management, general manageri, și care sunt evaluați de către noi, doar 1% are competențele necesare conducerii, să spunem, gestionării unei afaceri. Ceilalți nu au altceva decât niște rămășițe acumulate din companiile pe unde au trecut. Rămășițe care pot fi, așa cu ghilimele de rigoare, pot fi rutine, pot fi instrumente, dar care țin doar de pattern-ul de business al companiilor respective. Adică, practic, ei, dacă merg în altă parte, încearcă, ca să poată să funcționeze, încearcă să cloneze rutinele dintr-o altă companie, ceea ce nu funcționează uneori. Nu se aplică. Nu. Însă, competențele despre care vorbiți, din momentul în care au fost însușite, sub atenția unui specialist, pot fi aplicate în mediu în care respectivă s-ar duce să lucreze? Oriunde, pentru că sunt competențe de leadership, sunt competențe de comunicare, sunt competențe de management, sunt competențe, să spunem, financiare, fiscalitate. Fiecare director general, el trebuie să cunoască, apropo de asta, măcar indicatorii de business ai unei companii financiari, adică de profitabilitate, lichiditate, rentabilitate. Ei nu au aceste noțiuni, le încurcă, cunosc 3-4 indicatori, dar le încurcă pur și simplu pentru că nu sunt altceva decât niște rutine învățate și acumulate la fostele companii. Mulțumesc. Ceea ce este grav. Mulțumesc foarte mult, Petre Nicolae, General Manager CBC România, pentru informațiile oferite. Mulțumesc și pentru motivația pe care sper că ați dat-o celor care trăiesc și îmi doresc din suflet ca bula aceea și este necesar să se dea cu capul de zid pentru a putea să conștientizeze cât de importante sunt aceste dezvoltări pe care ei să le aplice pe ei. Mulțumesc foarte mult că ne-ați urmărit. Sunt Laura Dragomir, cu bine!